să sănătate. Adevărat să sănătate. Am încercat să îmbinăm istoria viații și pe Buzrău și pe Buzrău. Avem de asemenea prin instituțiul de zbor ai aviatii români în scoală de la Bucela și de la Cotroceni, Balcanii, și aici avem piloții din Liga Națională Uniană. Aici avem câteva grupuri de escadrile cu avioanele, așa cum se vrea. Din marile personalități, să zicem așa, buzăene ale aviației. Primul este Ielius Tetra, primul aviator care a căzut în luptă, băiatul generalului Tetra, din Iumnicu Sărat. Deci lupta ieniană a fost împușcat din Buzău. Erau școli de perfecționare pentru război, în special pentru vânătoare. Asta e fotografia aia asupra Buzăului din 1930. De excepție și după cum știți poate că datul noastră este recordmenul de decolori și de aterizări de la Bobov, 44 într-o singură zi. Aviatic care va avea loc la aerodromul militar Bobov va completa în mod fericit această zi. 5 pași înainte! Pași!